mult mai este unul și alea. Dar de la viața mea să mă povestește băiatul de adevărat ce se întâmplă aici. Se întâmpla că nu prea ne înțelegeam, că nu înțelegeam ce vedeam, ce credeam, fiecare crede ce cred. Era pe curent muzical. În principal eram în extrens. Era țiganii contra la rockeri. Nu știu ce pula mea avea țiganii cu rockeri. Habar n-am. Ar fi trebuit să înțeleagă bine. În perspectiva mea, așa o vedem eu. Că și țiganii, ce știm noi din istoria lor. Poate nici ăștia nu știu. Era unii care se numea pletoși. Iau un trip de-a lor, că ăștia sunt pe triburi. Cum? Era pletoși. Da, mie îmi plăcea plătoși. Să vezi cum era plătoși. De ce era plătoși? Le era nesătundă și își lăsa flăcii lungi. Da, să vezi plătoși ce făcea. Cam încercat și mi-a plăcut. Plătoși și era chiar super nesimțit. Când halea și untură de alea, își făcea și coafura brusc. Cum brusc? Își băga în floci, se șterge pomicăle. Era silă în pula mea de zi. Se ștergea pe floci. Pe ce brusc? Pe haine, nu, că trebuie să mă duc la gacică, știi? Se ștergea pe floci. Și făcea sclipitori. Da, ăștia uita. Și după aia s-a supărat. Nu ne place plătoșii, hai să-i batem păști. Mamă, și de la mama mea, eu în liceu, băi, eu am fost original. Recunosc că am fost cel mai bulanciu de liceu. Așa, eram supra-învățat, atât de învățat, încât profesorii îmi recunoșteau valoarea. Și profiteai de valoarea, da. Eram oportunist. Nu-mi făceam nicio temă. Calculam chiulurile ca să iasă la linie cum trebuie. Să nu mă aborteze. Și ce vă zic? Ce fac și acum? Ce fac cu tine? Visa. Îmi puneam întrebări. Dar atunci când era treceam tare. Și mamă, veneau, m-a prins câțiva țigani, câteva găi de țigani, mi-a dat, ăștia sunt penibili acum. Păi erau, am mai avansat. În tehnică, acum avem telefoane, dar noi nu prea mai facem sport. Aia făcea sport. Ce pot să dau? Bine că eram și mai mult. Mamă, de la căpățânia. Mă apărat și eu, pula mea. Le trăgeam și eu. Venea aia cu gașcă de aia mare.
asta îmi pare câteva ori. 7 trebuia să am făcut să fie că mă fugi, lasă-mă cu mine. Nu știu că pot să spun. De-aia uat cum eu râdeam de ăștia. Am făcut o zicană, o bună, eu chiar mă întreb, voi avea genetică, știi? Cred că în trecutul meu și a vârâtul meu, domnul știu. De obicei te uiți la sprâncene și la astea. Nu prea se vede fenotip. Ce știm la țigani? Asta în principal să facă spiritual. Și mai se vede ceva. Țigani doamne, părea mă, eu sunt rău. Să dai seama. Am ploapele oarecum căzut. Fie câteva gene acolo. Fie bine. De obicei eu stau aproape la căzut. Asta înseamnă că sunt ocorcitorile toate alea. Și normal, toți sunt ocorcitori. Zicem și eu în poezia mea, cum se zice acum, e pe strumie. Nu mă iubesc. Mă urăsc. Dar am inima de român. Și inima nu este organică. Ați făcut un film.